simt că trebuia să sufletul. Simt că trebuia să bem paharele astea de apă noi, uite așa. Fata asta își dă rămân sufletul, mă. Da? Peste tot pe unde merge. Și la Asia Express și pe scenă. Aolea, și la Asia Express nu mai zic. Tot sufletul ți l-ai dat acolo. E un show bine de televiziune, Robi. Păi și mă simt bine aici, colega mea, Elena. Nu, nu răi, dar bune, Asia Express. Da. Un show de televiziune care, nu știu, hai, mi-a clădit amintiri pentru o viață întreagă. Serios? Da. În primul și în primul rând, a fost piesa Toarnă, cântecul pe care Rubi l-a scos. Da, ieri, nu, meu singur, făcut de și Baby și de Liviu Teodorescu și de Gerica și de Iraida. Și îl găsiți pe YouTube, ia uite, și de la Asia Express. Stai că vorbim și despre Asia Express. Asta e prima piesă pe care ai scos-o după ce te-ai întors din străinătate. Este o piesă pe care, îți zic sincer, trebuia să o scot în timpul în care eu eram la filmări la Asia Express, dar nu a fost să fie, nu e mereu la timpul stabilit, e la momentul potrivit. Sigur, și mă bucur dacă, tare mult că s-a întâmplat acum. Dacă pleci de aici și lași pe alții, e haos. Dacă nu ești tu să faci treaba... Nici măcar haos nu e, e haos. E nimic. Da. Dar a fost bine. Chiar s-a apucat foarte bine momentul și era mai greu să se lanseze fără ca eu să fiu aici. Corect. Pentru că, uite, mai vorbim, mai povestim. Sunt și zilele astea în care... Cum simți reacția lumii după ce a început Asia Express? Băi... Că acum de întors, tu te-ai întors eu înainte întors, de Crăciun. Eu m-am întors, da, de mult timp. Abia așteptam să înceapă emisiunea, abia așteptam. Am avut foarte multe emoții și am fost foarte înrăbdătoare. Și acum în continuare am emoții, pentru că știu că mai urmează o ceartă în cuplul nostru. Aoleu. Care va fi urmată de o altă ceartă mai nasoală. Aia e cea mai nasoală, deci, ceartă. De fapt, în Asia Express, din ce a înțeles lumea, din ce a văzut lumea, tu-i tot turnai lui. Da. Da, și el a fost un băiat foarte drăguț și sunt cea mai mândră de el și e cel mai drăguț din lume. Acasă nu e atât de drăguț. Bine, e foarte drăguț acasă, dar nu mă lasă pe mine să-mi meargă gura într-una. Știe când să mi-o închidă. Dar acolo am apreciat foarte mult faptul că el a fost mai liniștit, pentru că dacă începea și el, eu simțeam nevoia să fiu și mai șmecheră și poate ne luam la bătaie, Doamne ferește. Dar ați fost pe punctul de a vă despărți? Ne-am despărțit! Cum adică v-ați despărțit? Ne-am despărțit, bine, eu m-am despărțit, cică, el nu, el nu s-a despărțit. De obicei așa se întâmplă, da. Da, eu m-am despărțit. Unul se despart. Pentru o zi, la cearta aia cea mai mare de care ți-am zis și care a pornit, dacă îți zic de la ce? De la ce? O manea. Nu, da, voi aveați probleme grave acolo, adică... Da, dar noi așa ne certăm și acasă, din motive stupide și de obicei pentru că se întâmplă noi ca el să tu? Fie la... Eu mă cer. El, okay. El e la muncă, muncește și vede treaba lui și eu când sunt liberă și m-am plictisit și de seriale și așa, mă uit prin pozele de Instagram, de pe la fetele de la circ, de pe la el, de pe așa și găsesc motiv de ceartă. Fetele de la circ? Da, da, da. Ea dansează la circ. Da, sunt colegi. Elena, spune-mi tu! Chiar că nu mi-am dat seama, am aici niciun meu. Tu sper că nu ești... Elena, nu, este fat. Cel mai cuminte. Zim, tu băiat. Ești fata aia pe care o ia el în brațe așa și o ține așa și m-am enervat rău de m-am certat o zi întreagă. Nu, da. El da, e în spectacolele, lucrează la circ, la circul înseamnă metropolitan. Înseamnă că l-am văzut, dansează în... Alice? În Alice? Da, da, și în Alice, și în Reveria, și... Nu, mă, dar n-a fost nimic. Adică eu am fost la spectacol cu fetele. Eu n-am văzut Alice și mai e unul pe care nu l-am văzut, București Jetem. Și în București Jetem l-am văzut că e un pic licențios dansul. Este un dans. Și am văzut cum ia o fată în brațe și o ține de fund aproape. Tu vorbești lucrurile. Eu am văzut pe... Dar nu tu că... care ai filmat toate clipurile da, alea. Da, eu la clipuri mi-am luat dublură să știi când a fost ceva mai așa. Și am zis, cum adică eu mi-au dublură la clip și tu stai cu fetele alea, îți stau ție în poală pe scaun? Mă, dansez cu Roberta lui Rubi. Să nu dansez, Elena, în spectacol? Nu vreau. Nu, în spectacol dansez, dar nu lângă avem... el. Nu lângă păstrează el. Păstrează o distanță, te rog, gata, frumos. Mă, da, așa geloasă ești, eu credeam că tu ești super flexată așa și... Eu? Da. Nu-s geloasă, sunt paranoia. Joci pe Regina, pe... Sunt paranoia. Ești paranoia? Da. Îmi fac eu filme în care să cred dacă nu-mi găsesc. Am înțeles. Dacă nu există. Păi și în Asia, unde nu exista motiv de gelozie, că doar nu... M-am fost și geloasă. Oh, uite, am mai în mai Asia. E o ceartă, sunt trei certuri. Hai de cap, nu, trei certuri. În Asia ai fost geloasă? Da. Pe ce? Pe indian. Rădașcă, pe gândaci? Pe indian, că vrea să le ia în casă. Și nu mai vorbea cu deloc cu mine. Deci la mine nu se uita deloc. Eu mergeam așa în spatele lor, ca o fraieră.
zic, hei, sunt în plus un pic. Și ea îi dădea brațul să-l traverseze strada. Zic, mamă, zic, îi rup mâna lui asta, dar trebuie să dormim undeva. N-avem ce să facem. Și am îndurat până am zis, te rog frumos, fel, să vezi de drumul tău. Apropo de toarnă. L-a întrebat dacă e cântăreț? Cum? L-a întrebat pe el dacă e cântăreț. Păi el. Da! Mai rău m-am enervat. Aici m-aș fi nervat și eu dacă aș fi fost în locul tău. I-am umplut frigiderul și îmi pare rău, pentru că iarăși or să mă vadă oamenii la televizor cum vorbesc urât. Dar ce zice lumea? Adică din ce ai citit, comentarii și așa mai departe. Sunt fete de mintea mea și nu chiar de vârsta mea, dar de mintea mea, fete de 15, 16, 18 ani, care îmi zic, ha, 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 la fel sunt și eu, ha, ce tare, iubitul meu zice că suntem sorori. Și mă amuză foarte tare. Și sunt doamne mai... în vârstă chiar decât maică mea, decât mami, așa. Mai așa, care au Instagram și Facebook și îmi dau comenturi și mesaje și îmi zic, aoleu, băiatul ăla cum te suportă, o să rămâi singură și nu știu cum și nu știu cum. El știu e genul ăsta de băiat, știi? Adică nu e. Parcă nu e băiatul meu și mi-ar fi milă să se poarte una cu el așa cum se poartă. Eu vreau să îmi cer scuze față de părinții lui, să nu crea dacă eu sunt rea tot timpul și el e rău. Și el e rău. Nu, de cel mai multe ori el e rău. Cu scuzele. Doamna Maria, domnul Chiță. Numai că na, știi cum e. Știți cum e, nu e nicio fată întreagă la minte. Lumea se descarcă pe aia care de obicei sunt mai nervoși, mai vocal. Da, mai cu gura mare. Ăștia, dar să știi că el acasă mă pune la punct, dar acolo a făcut foarte bine, pentru că după aia ieșea ca acasă. Bun, continuăm cu episodul 2, pentru că înțeleg că miercurea viitoare ne vedem la tine acasă. Da, să mai turnăm ceva, să mai turnăm o șapă, da, o ce? Da, da, parchetul. Miercuri cred că o să fie gata și parchetul. Mai este foarte super puțin timp până mă mut. Iubitul meu este la apartament, acum se ocupă de oglinzi, de toate cele avea. Du-te și ceartă, du-te, că sigur n-a pus și bani. Am găsit eu motiv. Du-te, dar și nu, că nu îmi place pe motive de astea, eu pe motive de gagicăreală. Și el chiar e pâinea lui Dumnezeu, da. Paranoia. Semon Costrăbunică. Ia numărul de telefon al Elenei și Elena, sună pe Elena. Tot. Ai spion de astăzi înainte. Știi cum zic Elena pe toate fetele alea de la circ, le știu cum le cheamă. Hai, ne întoarcem. Ce număr poartă la fata?